Mamă, Balis, mie mi s-a făcut dor de Darusel, bă, nu mai vine acasă, nu știu ce se întâmplă, unde fi Darusel plecat, pe bune, tu știi ceva de Darusel? Mamă, bă, Rafaele, bă, să știi că parcă nu ai venit de așa mult timp, nici nu știu. Păi, dar chiar n-a mai venit, chiar n-a venit de foarte mult timp, de vreo 3-4 zile, nu știu ce se întâmplă cu Darusel, de vreo 3-4 zile, nu știu unde a plecat Darusel, bă, tu chiar nu știi nimic, absolut nimic de el, sau ai ceva să-mi ascunzi cumva mie, sau nu știu eu. Bă, Rafaele, bă, mă jur că nu știu nimic, atunci când ți-am zis că am fost cu el la restaurant, am glumit, de ai glumit, păi și fii atentă, păi și unde Darusel? Dacă Darusel n-a mai venit de vreo 3-4 zile, unde fi plecat? Că Darusel, bă, dacă pleca și el de acasă venea seara, se întorcea, dar el nu s-a mai întors de 3-4 zile, unde fi, pe bune? Bă, păi, Rafaele, de unde vrei să știi? Crezi că eu chiar așa am pus mereu atent la el, am pus GPS, ce crezi că a făcut? Păi nu zic, dar stă așa, poate avești tu o idee, sincer că mie mi s-a făcut dor de Darusel, chiar bă, mie chiar mi-e dor de Darusel și vreau să revin acasă, că nu știu ce se întâmplă cu el, mă, sincer, hai să ne mai uităm aici, cine știe, poate o veni astăzi, mă, ce s-aude? Mare sus, mare sus! Lala, bă, ce faci? Pe am de acasă, bă! Hai, ia stai! Mamă, oglindă, bă, ce frumos sus! Asta-i, da, da! Bă, ce frumos, ce? Mea. Alo, eu mă mai zic aici! Pleacă, stai! Mă, ce se întâmplă, bă, aici? Bă, Darusele, mă, ce fai, mă, bă, ce fai, mă, Darusele, bă, dă-ți, mă, stai jos, mă, bă, tu-ți bagi de noi, mă, ce fai, mă, aici? Dă-ți, stai jos și închide ușile, Darusele, că intră cineva peste noi în casă, dar, bă, Alice, ce faci? Spui și tu astea? Bă, Darusele, ce fai, mă, unde? Bă, lasă aia. Mă, Darusele, unde ai fost plecat până acum, toate zilele astea? Ce faci? Unde ai fost plecat? Rafaele, a fost în luna și m-am unde ai fost, mă, bă, dar să le vorbește mai încet, unde ai fost, unde ai plecat, mă, și ce ai făcut, mă, cum să fur, bă, dar să le, ce ai furat tu? Uite, a furat în Londra, uite, a zis, pa, ce-am furat, ce-ai furat, mă, în ce-ai furat, bă, dar să le, bă, tu știi să vorbim, mă, în ce-ai furat, că nu sunt, Alice, tu ai înțeles ceva? Eu nu știu, am auzit ceva cu lâng, nu știu, unde ai fost, mă, în Lituania, ce? În Londra, bă, la Londra! A, în Londra, dar nu mai știi să mai vorbești, dar să le, bă, că tu crezi că, dar să le, cred că ai învățat engleză, nu mai știi română, că parcă nu mai știi așa să vorbești română, bine, că Londra e cuvânt în engleză, practic, ar trebui să-l știi pe ăsta. Păi nu, bă, Rafaele, fiate, nu s-o obosit, că am alergat, bă, Rafaele, am alergat. Păi de unde, mă, dar să le pleci, bă, mă, stai puțin, tu te duci, mă, tu, Alice, tu l-ai auzit pe ăsta, s-a dus în Londra, bă, tu te-ai dus pe jos în Londra, ai alergat până în Londra de aici? Bă, Rafaele, stai așa, de unde ai mers tu în Londra, că tu n-ai bani nici măcar să-ți iei o pâine și acolo tot e scump. Am mers pe jos! Păi da, ce mâncare? Ce? Mâncare? Cum adică, ca mâncare, uite, tăi ce are, adică dacă ne uităm aici în frigider, adică, bă, stai puțin, dar mai are mâncare, mai are foarte puțin aici prin frigider, mamă, deci dar să cred că și-a luat aproape tot frigiderul și a mâncat. Bă, dar să le iau, mai rămas, mă, burgeri. Da, uite, neam. Dar să le iau, uite, deci atenție. Ce vrei? Ia să mă, bă, Rafaele, dar ce apă, ce cu asta? Ia ce frumos, uite cu luminițe, wow! Bă, dar să le, bă, nu mai umpla aici că poate mi-e stric. Eu o oglindă de machiaj, ce nu pot să înțelegi? A, da, a, da! Bă, 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 ce fac, mă, dar să le-ai furat oglinda, bă, să o pune înapoi. Mamă, se vede că a venit, dar să la casa a început nebunia, dar mie îmi place, sincer, e parcă mă mai distrez așa puțin, sincer, este foarte, foarte tare. Mă, dar să le stai puțin, bă, dar să le, stai puțin. Mă, ce faceți, mă, v-ați luat acum să bia mândoi, stai, liniștiți-vă, gata, pace. Așa, dar să le mănâncă burger, ia uite, dar să le, îți plac, mă, ursuleții ăștia de aici? Da, îmi plac, ia stai, bă, ia stai, mă, stai, ia, bă, stai, așa. Mă, ce, dar să le, tu, bă, tu ești singur, dar să le, că mie mi se pare, ești clonat, nu ești, dar să le, tu cine ești, bă, e cineva costumat în dar să le, sau cine ești, că nu te înțeleg. Nu, bă, Rafaele, fii între, mie mi se crea că mi-e frat ursuleții și l-a băgat aici, bă, Rafaele, dar bă, Rafaele, ce ursuleț, mă, Darusele, ăsta e ursuleț al tu și ăla e al tău, Darusele, sunt doi ursuleți noi cumpărați, tu ce credeai, credeai că ți-am schimbat ursulețul, că l-am pus aici? Ia stai, 3, 2, 1 și... Bă, ce fai, mă, bă, iar vii, mă, cu magii din astea, mă, Darusele, stai puțin, Alice, vină cu mine sus, că am ceva să zic. Rafaele, eu nu vin sus până nu-mi dă la masa de machiaj înapoi. Bă, Darusele, pune masa de machiaj înapoi, pune masa așa la fată, gata, bă, Darusele, dar ieri ai schimbat culorile, pune așa, alb era, parcă ăsta era, bă, dar să nu mai schimba. Bă, gata, mă, doamne, nu, că am ajuns la nebunii. Fii atent, Alice, vino repede, dar să stai aici, uite-te în ăsta, lasă-l tu așa negru cum vrei tu, dar să nu mai contează, dar rămâi aici. Fii atentă, bă, Alice, am ceva să spun. Bă, ți se pare că stai, dar să că mie nu mi se pare că, dar să mi se pare că e foarte ciudat, sincer. Mă, ce cauți, mă, aici, mă, pleacă, mă, de aici, du-te, mă, de aici. Așa, mă, Alice, aici poate stăm și noi mai liniștiți să nu vină la să ne asculte pe aici, pe la ochi, pe la toate astea, mă, s-a auzit o ușă, mă, ce facem, mă, dar să ce fai, mă, aici, unde e, mă, aolo, bă, Alice, ăsta iarăși bate joc de noi, mă, ăsta iar se ascunde, ne deschide toate astea, vino repede afară, dar Alice, vino repede afară, ieșim afară, că dacă ieșim afară, nu mai are ce să ne facă, sincer că o să-l vedem, deci fii atent.
atentă, o să-l vedem pe aici când o să iasă foarte, foarte frumos. Așa, mă, aici nu o să ne facă nimic, dar să le și fii atentă. Băi, eu am eu o întrebare, am o întrebare. Ți se pare că ăsta e Darusel? Mi se pare foarte, foarte suspect, sincer. Mi se pare suspect. Nu mi se pare că e Darusel, nu știu, e așa plin de viață. Mă, ce fac? A căzut mingea de aici de jos. Mă, ce căuta mingea asta, dar chiar acolo sus? Bă, păi, bă, Rafaele, băi, cred că s-a jucat la Darusel atunci, știi? Și a dat-o pe acoperiș atunci. Și acum cred că a căzut de la vânt. A, am înțeles. Bă, dar stai puțin, eu te-am întrebat ceva. Vino, vino înapoi, vino înapoi, vino. Ce vrei? Rafaele, am observat și eu că e puțin mai ciudat, dar cred că s-a și bronzat acolo la Londra, că știi că e mult soare acolo. Mă, unde e, mă, soare? Nu e soare la Londra. Mă, Alice, mă, stai puțin, mă, Alice, gata, nu mai să... Mă, ce? Bă, de unde a apărut mingea asta? Mă, stai puțin, bă, Alice, stai puțin, am crezut că tu... Mă, stai, mă, Alice, bă, mă, nici nu mai bagă seama, nu știu că... Mă, nu știu ce se întâmplă, de când a venit Darusel, mi se pare că iar suntem trei... Bă, mi se pare că chiar trăiesc într-un vis, sincer. Mă, Alice, mă, bași pe mine în seamă că te-am întrebat ceva, mă, bași pe mine în seamă? Da, așa, ce revenim, da. Așa, deci fii atentă, ce vreau, eu nici mai știu, fii atentă, eu mai devreme, că voiam să te întreb pe tine, mă, Alice, nu mai sufla așa, că gata, ce, ai alergat sau toate astea, da, când am văzut mingea în spate, mă, Alice, tu ai, bă, mi-a suflat cineva în ceafă, sincer. Ce, mă, ce-a suflat în ceafă? Cum adică? Poate era vântul, bă, Rafaele. Păi, nu știu, sper că era vântul, dar mie nu-mi se pare că e vânt afară, ție, ți se pare că bate vântul afară sau ce, că nu te înțeleg. Rafael? Ce, mă, asta? Mă, Darusel, bă, iar ne facem o prank-uri, bă, Darusel, gata, ai învățat magie, gata, Darusel, gata, oprește-te. Mă, Alice, vină după mine pe aici, că nu știu ce se întâmplă, bă, iar cred că ne face Darusel prank-uri, am învățat, cred că a fost, mă, la magician, la vrăjitorul ăla lui, să ne învețe toate prank-urile și toate astea. Hai să mergem și noi așa ușor spre diner și să vorbim. Bă, dar tu ce crezi, ce părere ai tu de Darusel? Adică, ți se pare că a fost, că el Darusel ăsta, sincer, că mie chiar nu mi se pare că e Darusel, mi se pare că e altcineva. Sau dacă e Darusel, nu, bă, e prea ciudat Darusel, nu știu ce a făcut vrăjitorul ăla sau unde a fost el, că mi se pare foarte ciudat. Păi, bă, Rafael, am văzut și eu că e cam ciudat, dar cred că știe mai multe magii, cred că s-a dus acolo în Londra, la circurile alea cu magicienii. Da, s-a dus cu toate alea. Hai să mergem și noi să mâncăm ceva, că deja mi s-a făcut foame, n-am mâncat nimic toată dimineața, adică toată ziua. Ce vrei? Da, tu ai bani să plătești, mai ai banii de la moșul ăla? Da, cred că am, uite, am. A, bă, fii atent, stai puțin că eu am 4 burger la mine, îți dau eu 2, ne punem aici frumos la masă, îți dau 2, eu iau 2 și mâncăm foarte frumos aici, ne punem și să mai povestim. Fii atent, Alice, mamă, dar e bun, bă, burgerul ăsta, mă, stai, mă, puțin, stai, că hai că stau aici, perfect, este foarte bine, mamă, dar sunt bune burgerii ăștia, ți-e plac burgerii? Da, mie îmi plac foarte mult burgerii, mai ales ăștia de la diner. Bă, Alice, chiar vreau să te întreb, mie mi-era dor de Darusel, trebuie să recunosc că mi-era dor de Darusel, dar nu vreau să mai fie așa nebun, sincer, nu știu, ce părere ai tu, îți place care a venit acasă Darusel? Bă, mie îmi place, bă, dar eu parcă simt aici prezența, că suntem urmăriți, nu știu, parcă e cineva pe aici lângă noi. Mă, cum adică să fie, mă, că nu e nimeni, Darusel nu cred că mai vine până aici, sau stai puțin, că poate vine Darusel aici la diner, poate vine să mănânce și ceva, că știi că Darusel are burger o groază, dar el nu se satură și mai cumpără, mai comandă cât mai mult, sincer, la modul cel mai serios. Mă, ce, mă, Alice, cine e ăsta? Alice, uite de puțin, cine e ăsta? Mă, cine e ăsta? Stai puțin. Deci acolo, bă, Federico, fii antrenă, Federico, vreau și eu un burger, dacă ai să-mi dai și mie un burger. Da, mersi, ok, pa. Bă, cine ești, pe? Alo? Cine ești și de când ești în orașul ăsta? A, eu, prezentă, pe mine, cheamă Ionel, am 17 ani, acum am venit din Londra. Eu sunt un agent și-l caut pe unul, că m-a dat să-l, că el a început să fure chestii din Londra. Stai puțin, tu ai venit din Londra, ești un agent și te cheamă Ionel și Darusel îl cunoști? Mă, tu-l cunoști pe un băiat Darusel care stă pe aici? Da, el a furat foarte multe chestii, el a furat pictura lui Mona Lisa și vreau să-l găsesc. Mă, ce pictura Mona Lisa? Ca pictura Mona Lisa e în Franța. Mă, tu cine ești, mă, de fapt? Ia stai un puțin, tu cine ești, de fapt? Că nu te înțeleg. Ce pictura Mona Lisa? E, nu, fii antenă, deci la noi în Londra este o copie de la Mona Lisa. Aproape toate țările au și el a furat una. A furat o copie. Wow, și nu puteți face încă o copie? Ce e așa de greu? Nu, pentru că copia aia a fost dată de un francez, îl cheamă Napoleon. A, bine, a, ok. Hai pa, la revedere. Mă, ce are, bă, are voce caragioasă, rău, nu știu, mă, mie-mi vine să râd, bine că n-am râs acolo, Alice, mă, ce se întâmplă, cine e omul ăsta? Dar nu știu, bă, Rafaele, bă, dar chiar sună ciudat, mie mi se pare că vrea să rămoare acolo, nu știu cum. Nu, dar mie mi se pare foarte, foarte ciudat, dar nu știu, tu l-ai mai văzut cumva pe aici vreodată, că eu nu l-am mai văzut, sincer. Nu l-am mai văzut și am văzut de mult, am uitat să vorbesc. Mă, stai puțin, Alice, stai, e ceva neregulă, omul ăsta a apărut fix când a venit Darusel, ce se întâmplă? Când a ajuns Darusel la casa, a apărut și omul ăsta. Oare care e faza? Oare chiar e adevărat ce spune el acolo? Păi, eu nu cred că e adevărat că Mona Lisa în Londra eu n-am mai văzut, dar 100% a făcut ceva acolo Darusel de s-a întors și a venit și asta imediat. Bă, Alice, eu sunt aceeași părere cu tine, adică mie mi se pare foarte ciudat, pentru că ai dreptate, n-are cum să existe o copie. Mie
nu mi se pare că există copii, adică pe bune, adică copia poți să faci și tu acasă, dacă e copii de la Mona Lisa, de la pictura Mona Lisa, care este la muzeul Louvre din Paris, din Franța, nu cred că ar putea să fie în altă țară, să fie o copie care practic poți să ți-o faci tu acasă dacă ar fi o copie, tu nu știu, mi-e așa mi se pare, sincer. Bă, da, și mie mi se pare la fel, Rafael, bă, dar eu zic să mergem acasă, că nu cred că suntem chiar foarte siguri aici. Da, stai puțin, ai dreptate, Gomul era ciudat, fii atent, hai să mergem puțin pe aici, ne îndreptăm spre casă și vreau să te întreb așa, ce părere ai tu? Crezi că e adevărat ce spunea omul acela? Dar eu nici nu mai știu ce a zis, că îl cheamă Ionel, că e un agent secret și a venit după Darusel din Londra, că Darusel a furat, sau ce a spus? Eu știam că ăștia agenții secreți trebuie să aibă minim 18 ani, spune, nu? Da, de ce? Ce treabă are vârsta? Bă, Rafael, el a zis că el are 17 ani. Mă, stai, când a zis, mă, vârsta? Când a zis nimic de vârstă, what? Ba da, a zis că îl cheamă Ionel, vine din Londra și are 17 ani. Eu cred că el, de fapt, ne mințea și vrea să ne jefuiască. Mă, Alice, cine era omul ăla? Sau o fie? Bă, Alice, cred că avem un fan, mă, cred că ăla e fanul nostru nebun. Adică este e varianta ta masculină, cum ar veni. Ce ai zis, mă, tu crezi că mai e altcineva în afară de mine? Păi nu, fan, am zis, fan. Băi, e același lucru, bine, scuze, deci fii atentă, mamă, nu mi se pare foarte normal, sincer, mi se pare foarte ciudat ce se întâmplă aici, dar hai să mergem acasă să-l întrebăm și pe Darusel, mă, chiar sunt curios, ce părere ai tu, crezi că o să ne spună Darusel mai multe detalii? Bă, cel mai probabil dacă o fura ceva foarte scump, nu cred că o să zică, că deja știe că o să-l dăm la poliție. Asta e adevărat, dar din câte mi-amintesc eu, parcă a spus că a furat un telefon, arăta un telefon în mână sau visez eu? Bă, Rafaele, bă, dacă ăla de fapt era telefon, dar practic acoperit în Mona Lisa. Cum adică, e pictură, era de mărime de telefon, cum adică, să aibă o copie atât de mică, crezi că o să aruce cineva la muzeul lor? Păi da, bă, Rafaele, cred că de-aia i-a dat Napoleon ăla, că știi că el nu era un pictor așa de bun și probabil a făcut o copie de-aia mai micuță. Am înțeles, nu știu, hai să mergem acum repede în casă să-l întrebăm pe Darusel, să vedem dacă ne spune ceva, tu ce crezi, o să ne spună Darusel ceva sau nu? Bă, eu sper să ne spună, dar nu prea știu dacă o să vrea. Hai, mă, gata, Alice, hai să mergem în casă să vedem unde e ăsta, mă, cred că e la el în cameră, ia, că e și la calculator, dar, mă, uite, bă, ce fac, mă? Ia-i, mă, divan, hai, bine, bine, mamă, mai, bă, ce dorim era să mă joc cu tine, bă, Fortnite, bă, dar chiar, bă, Alice, ce faci, Alice, ăsta, Alice, Ioana! Mă, ce fai, mă, Darusel, bă, tu-ți bagi de noi, cum, adică, tu, acum, azi, te sperii de noi, cum, te-ai speriat, Alice, și tu mai văzi pe mine, că erai aici, ridicat, Darusel, ce făceai tu în partea asta, Darusel, te-ai pus repede pe scaun când am intrat eu în cameră, ce-ai făcut? A, pe fiată, brafale, vreau să fac un trick și avea întâlnă așa, stai puțin, Darusel, ce trick shot să faci, mă, tu, Darusel, că nu te înțeleg, unde ai fost tu până acum, Darusel, cât timp am fost noi plecați, că veneai așa, ai venit pe la mine, după am văzut că ne ascultai pe noi, unde ai plecat după? A, pe fiată, nu, brafale, a fost aici, în camera, secretă, ca să scape tine. A, stai, că știi și Alice, că e fana nebună și e normal, ok, am înțeles. Așa, mă, Darusel, fii atent, joacă-te acolo cu Ion, mă, tu chiar te jucai cu Ion sau făceai mișto de noi? Nu, fiată, nici, iar zi, mă, că dacă s-ar pe scaun, îmi dă un leu, că fac, ce faci, mă, așa, mă, ce faci, mă, Darusel, bă, ce faci, mă, hai, că nu mă interesează, băi, închide-i lui Ion, lasă trickshot-urile, lasă prostiile, închide-i lui Ion, că avem ceva de discutat, e ceva foarte, foarte serios, Darusel, e ceva foarte important și ce vrei? Nu, o să-ți fac o poză așa, Bă, Darusel, ți-am dat eu voie să-mi faci poză, ia că mă duc acum și te reclam la poliție, ce-mi faci? Te reclam la poliție, gata, ce fac? Bă, Darusel, nu, lasă toate glumele, Darusel, avem ceva foarte important de vorbit, vino afară, vino aici, Darusel, pune-te jos, că vreau să vorbesc cu tine. Mă, ce faci, mă, Darusel, îi faci poză la toată lumea, bă, Darusel, gata, ți-ai luat telefon, bravo, fii atent, ce ai spus tu că ai făcut cu telefonul ăla, de unde ai tu telefonul? Pe bă, Rafale, fiată, l-am furat din Londra, tată, din Londra l-am furat. Deci ai furat telefonul, da? Ai furat telefonul, ai auzit, Alice, că l-a furat, ai auzit, deci l-ai furat, da? Da, așa, da. Și, așa, ok, ai furat telefonul, da? Și ce mi-ai furat tu pe lângă telefonul ăsta? Nimic, dar telefonul. Așa, Darusel, știi cumva un om așa îmbrăcat mai în costum, mai verde, mai la costum, mai care arată ca un creeper, l-ai văzut vreodată? Nu, niciodată. Și Darusel, ce ai făcut tu acolo prin Londra? Te-a văzut cineva când ai furat? De unde ai furat tu telefonul ăsta? Păi bă, l-am furat la unul, ceva cu Ionel și nu mai știu ce. Păi, fiatră, el era la casă, dormea și am intrat pe furi și am furat telefonul. Mă, stai puțin, tu ai zis că ai intrat la un om pe lume Ionel, da? Alice, ai auzit Ionel, știi numele ăsta, ai auzit de numele ăsta, da? Da, știu de Ionel, cum să nu știu. Așa, și Darusel, tu cum arăta omul ăla? Ia spune-ne și nouă, cum arăta el? Ce culoare pielii avea, cum arăta? Păi era verde.
arde ca un creeper, bă, dar el nu era acolo cum ai zis. Alex, tu ai auzit ce am zis eu mai devreme și ce zici Tarasile acum? Da, bă, Rafaele, bă, eu am auzit ce zis ăsta, numai că stai așa. Ăsta are nume! Mă, ce, mă, Darusele, bă, ce, mă, de ăștia șarele calci intram, bă, Darusele, gata, mă, stai, bă, stai, o fi, Darusele, mă, Darusele, mi se pare că ești clonat, mi se pare că e altcineva, nu mi se pare că mai ești tu, Darusele, nu știi, ești prea ciudat, sincer. Bă, cum adică, bă, Rafaele Fiantă, ce e, bă, ce e? Ce e, mă, da, iar face Darusele magii, wow, cât de amuzant e, bă, Darusele, revină-ți aici, Darusele, că avem ceva de discutat foarte important, Darusele, pentru că ți se întâmplă o chestie foarte, foarte nașpa, mă, ce faci, mă, pune-te înapoi jos, nu mai faci treburile astea, pentru că, Darusele, fii atent, a venit un om, a venit omul ăla de care zici tu, creeper-ul, Ionel, a venit aici, în oraș, l-am văzut la diner. Ok, și? Cum adică, Alisu, cum adică, Darusele, omul ăsta a venit după tine din Londra, pentru că te știe, și a venit că știe că ai furat de la el, și a zis că ai furat foarte multe chestii, și omul ăsta, vrei să-i spun cine este omul ăsta, de fapt, Darusele? Cine, ia zi, cine, este tatăl tău, nu? Stai, Alisu. Înainte, lasă-mă puțin aici, ai încredere în mine, da? Bine. Bă, Darusele, fii atent, am auzit că ai pictura Mona Lisa, vreau să ți-o cumpăr, pe cât o vinzi? O mie de lei! Stai puțin, Darusele, parcă ai zis că ai furat doar telefonul, ai zis că ai furat doar telefonul, ci de unde ai tu pictura? Nu, uite, asta am furat, stai, nu, că ăsta e nebun, bă, Alice, ce se întâmplă aici, că intrăm în belele cu Darusele, nu știu ce se întâmplă, sincer, intrăm în belele cu el, mi se pare sincer. Păi, nu știu ce să zic, că nu prea cred că e ok că el a furat de la Londra, de acolo, unde e toată lumea importantă. Bă, bune, dar hai să mergem, că nu ne sperii, fii atent, e ceva important, Darusele, nu-l interesează absolut nimic, așa, te interesează, Rafael, da? Ce? Uite ce am găsit. Ce pictură e asta? Asta nu e Mona Lisa. Asta e, bă, dar scrie cea, mă? Uite, aici scrie un O, da, aici un da, 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 Mona Lisa e o pictură, un text, nu e o femeie cum ar fi pictată, nu e nimic, e o pictură, un text. Mă, Darusele, da. fii atent, că omul ăla este un agent secret, Darusele. Omul de la care ai furat tu telefonul este un agent secret și pictura. A, bă, Rafale, fii atent, rapid, bă, Rafale, m-a dus, te-a lăsat, Mă, unde pleci, mă, Darusele, bă, ce faci, bă, ăsta mai și zboară, bă, Alice, bă, ăsta mie nu mi se pare, mă, ăsta a venit cu elicopterul acasă? Bă, Rafaela, bă, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar eu cred că ar trebui să ne mutăm, că Darusel cred că ne zici și adresa. Mă, nu, că de-aia a venit omul ăsta, că altfel nu știa Darusel, sincer, adică Darusel cred că l-a urmărit, pentru că Darusel este foarte fraier, Darusel nu știe absolut nimic, bă, dar ce s-a întâmplat, a furat și elicopterul, a furat toate lucrurile, mână, să ne bagă la pușcărie pe toți, Alice. Păi da, bă, Rafael, eu nu cred că e ok ceea ce face el și cred că n-ar trebui să mai stăm cu el. Aolea, pă, bune, și eu mă gândeam, eu cu Darusel, adică eu avem de impresia că nu pot să stau cu tine, Alice, și trebuie să stau cu Darusel, dar nu știu ce se întâmplă, cam atât a fost, nu știu ce se mai întâmplă, să sperăm că nu se mai întâmplă nimic rău, pentru că ar fi foarte nașpa, sincer, nu știu ce părere ai tu așa de toată situația asta, crezi că o să ne se întâmple nouă ceva rău sau? Bă, Rafaele, dacă Darusel a spus ceva despre casa lui, sigur bă, nu să mamă, ce m-a speriat, au, mamă, nu mai pot, mă înțeapă inima, ce ai, bine, bă, alo, stai departe de el, stai departe de el, am alo, doamnă, vă rog să vă liniștiți, doamna, deci fentena, am auzit că Darusele pe aici. Omule, stai puțin, ce cauți aici și cum ai ajuns aici și de ce ai venit din casă? Pe fentena, am auzit că Darusele este aici, că i-am băgat un GPS când a plecat și am văzut că este aici, dar acum nu mai este aici, unde este Darusele? Unde este GPS-ul? GPS-ul aici, uite, este aici GPS-ul, uite, ce caută GPS-ul aici azi? Mă, ce GPS? Mă, ce Darusele? Mă, cine e Darusele? Alice, cine e Darusele? Nu știu, bă, nici ce Darusele, știu Rafael și Alice. Ce GPS, ăsta ne-a luat pietre, mă, tu ne furi pietrele, mă, du-te, mă, dai aici, nu e GPS, așa, ne furi pietrele și toate astea, lasă-ne. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.